Bun, salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival Vanilla, noua noastră serie, pentru că am reînceput o nouă serie și v-aș ruga înainte să înceapă să nu uitați voi, fraților, să apăsați butonul de like, să strângeți noi cât mai multe like-uri. Am reușit până la urmă, am băgat modul ăsta nenorocit, în sfârșit pot să tai și o copacii într-o viteză de nespus. Ei bine, am găsit numele seriei, seria se va numi Aventura lui Alice. O, părerea mea este dar unde este? Da, super. Aventura lui Alice. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să strângem noi peste 600 de like-uri, dacă mai vreți să mai continuăm această serie, pentru că după părerea mea este un joc o serie interesantă, o serie super și o să rămân fără asta, nu o să mai mă țină mult toporul ăsta. Da, și nu mă mai țin să mai tai toate lemnele, e ok. Deci am băgat și în sfârșit vein miner-ul, care merge aparent pentru tot. Gen, uite, bam. Nu merge și pentru asta. Nu cred, aparent. Deci, din câte știu, merge bine. Oricum merge bine pentru copaci, ceea ce mă interesează. Deci am rezolvat cu chestia asta. Poate o să mai băgăm moduri pe parcurs, moduri interesante de care să avem nevoie. Și sunt de pe 1.11, deci asta înseamnă că putem băga shadere, putem băga Mr. Mips, putem băga absolut ce vrem noi, din câte știu eu, fără să ne luăm crash. Vedeți și voi, am băgat, tocmai ce am băgat, bă, Mr. Mips, i-am dat bucata la porc, dar se vede urât cu ăsta. Hai să băgăm Vibrant Light. Bă, acum n-o să ne mai dea crash cu siguranță, pentru că era un mod ceva care efectiv îmi strica Minecraft-ul de tot. Ce să-i fac? Nu avem ce să fac, nu e vina mea sau ceva. Oricum mi-a luat foarte mult până am reușit să instalez modul ăsta și să mă hotărăsc ceea ce vreau să fac. Am încercat cu mod pe cură, am încercat cu tot felul de chestii și până la urmă s-a hotărât că acest, că noi vom juca. What the fuck, avem aici mina asta? Ei, apă! Dude, that's creepy. Ok, poate ar trebui să băgăm somn. Și nu știu dacă vă amintiți, dar noi în casa asta, în orașul acesta al villagerilor, și o să facem și un perete la banjor, cu siguranță. Dar trebuie să ne stabilim într-un loc la un moment dat. Dar deocamdată nu am în cap chestia asta. Deocamdată vreau să fim bine, ca să zic așa. Deci, avem aici chestul ăsta. Ce vreau să fac cu chestul ăsta, oameni buni? Ei bine, vreau să mă culc întâi și întâi, că e cam târziu și trebuie să băgăm somn, că nu-mi place noaptea, e nașpar un joc ăsta, e freaky. Nu știu, pe mine noaptea personal mă sperie în Minecraft. E noaptea, e ciudat. E ciudat. Da. Hai să luăm și noi. Ce mai avem? Mai avem ceva? Nu știu dacă mai avem ceva în furnalele alea. Că am lăsat, știți, la prăjit chestii în furnale și nu știu dacă mai am ceva în ele. Na, sunt empty as fuck. Pot să iau un schimb, dar nu mai am nimic, că am murit cu siguranță cândva. Cu siguranță am murit undeva și de-aia nu mai am nimic. Bun, păi pot să-mi las de-astea aici, multe lemne. Că lemnele sunt super importante. Șpong, șpong. Facem așa, așa. Probabil pe aici pe undeva o să mă și stabilesc. După părerea mea e o idee super bună. Nu știu. Eu zic că e super bine. Eu zic că e super bine ideea asta de a te stabili pe aici. Mai faci niște bețe de-astea, să avem bețe, așa. Am găsit, mi-am găsit și un designer, un tip super, care e... Dar nu vă omorâți și voi, între voi. Ok, deci e plin de zombie aici. Nu mă întrebați cum o să mă descurc cu toți. Și nici măcar n-am cum să fug în momentul ăsta. Deci dacă eu acum am căzut la ei, am murit, da. Sunt pe moarte, gata. Te rog, nu mai am viață. Mi-e frică. Dă-i drumul, nu! Ok. Ok, hai, te rog. Bun, bun, deci sunt super low și mi-e frică de mă cac pe mine în momentul ăsta. Doamne, cum era să mor aici? Doamne, doamne, jocul ăsta este atât de nașpa. Urcă înapoi, de ce n-am luat mâncare cu... Aveam mâncare în inventar, mă, am un fucking joc distrus la creier. Joc enervant. Aveam mâncare în inventar, deci nu-mi vine să cred. O să trească să-mi fac armura de fier, pentru că e clar că nu se mai poate în ritmul ăsta. Și nu văd nimica. Ok, hai că am găsit ăsta. Hai să facem o torță, ceva, că nu mai pot. Bagă o torță, tati. Dă-i drumul! Nu ești vrut!
Ce voi e așa greu să înțelegeți că nu sunteți vruți? Bun. Și nu merge decât cu Mr. Mips, dar dacă vreau să văd prin mine. Deci în mine o să trebuiască să folosim shaderul numit Mr. Mips Shader. Chiar dacă poate la distanță nu vezi atât de bine, dar măcar în mine poți să vezi dacă ții o torță în mână, ceea ce este foarte bine. Deci shaderele astea sunt geniale, care au chestia asta cu lumina. Astea sunt chiar foarte, foarte folositoare. O să trebuiască să luăm cărbune, pentru că ați văzut și voi am rămas fără cărbune și nu înțeleg de ce. Pretty much. Deci, uiteți, pe exemplu, thumbnail-ul de astăzi este făcut de un de tipul ăsta, de designerul meu personal. Și mi se pare super tare, adică omul meu promis că o să-mi facă și un banner și un avatar nou. Deci, stay tuned for that, nu știu ce să zic. De-abia aștept să-mi facă și mie un banner nou, pentru că am bannerul ăsta. Este destul de vechiut și slăbuț pe lângă ce face el, adică din câte am văzut e bun rău pe chestii de-astea. Nu. No. Da, nu. Doamne, de prost e zombiul ăsta, doamne, de prost ești, tu chiar n-ai creier. Oh, doamne, zombi enervant. Ia, mă, astea, că nu vreau să mi le consum. Așa. Bun. Pe ăsta nu pot să-l bat, dacă dau una mă rupe în bătaie. Așa, alt creeper, super. Doamne, deci eu, n-ai cum să nu iei damage de la așa. Dacă te-ai îndepărtat încât să nu iei damage, după, vin după tine și nu mai explodează, sunt foarte stresanți. Dar ce este drumul ăsta de curiozitate, adică... Gen, tu și undeva? Lol? Da, poți să ieși pe undeva, aparent. Don't ask me, unde? Că nu știu. A, am ieșit aici la un iepure. Super tare, se pare că avem chestii subterane, fără... Și nici măcar nu știam de ele. Destul de interesantă chestia asta. Ok, bun. Dar nu mai avem... Hai să nu stăm cu niciun shader, pentru că înăuntru e foarte greu. Înăuntru nu prea poți să vinezi ca lumea. Și cred că... Da. Deci aici am fost. Hai și aici. Hai să fim barosani și să mergem aici. Hă. Bun. Oh, de viața mea, dă-i drumul. De ce? De ce? Ce-i cu aia? Ok. Ah, n-am pierdut itemele, am dat de la, am dat... Unde sunt? Ah, lol, noroc că sunt foarte aproape. Jocul ăsta e... Ah, da. Nu mă bag. Nu mă bag, e interesant jocul. Casă așa. E un joc interesant. Nu înțeleg de ce nu pot să-l bat pe tipul ăla. De ce trebuie neapărat să mă stachez dacă vreau să mă duc în mina aia? Efectiv, nu mai pot să minez. Sunt mult prea puternici monștrii și sunt mult prea mulți și nu-i pot învinge. Deci o să-mi trească foarte multe provizii pentru a mă putea duce în mina aia cu siguranță. Bun, deci în momentul de față filmăm de 7 minute și o să facem un episod de vreo 15, pentru că am filmat foarte mult până acum, niciunul nu mergea. Deci las-o așa. Las-o așa, aolo. Slowly but steady, am avut un clip de 30 de minute, s-a stricat. Din cauza că mi-a dat Minecraft-ul că e de 13 ori. Nu, e foarte nașpa. De-aia zic că... Vedem acum. Punem așa, mergem în mina asta de aici și căutăm ceea ce ne trebuie nou, pentru că... Clar avem nevoie de fier, mult, tati, mult fier. Bun, mergem aici, în jos. Uite, fier, bun. Așa, deci trebuie să luăm mult fier pentru a ne face armură full, pentru că nu se mai poate. Ne trebuie armură full, ne rupă zombie, sunt mult prea puternici. Și chestia asta mă seacă. Da, deci nu o să mă mai duc în mina aia, chiar dacă e o mină mare și probabil are foarte mult potențial de a găsi multe chestii, nu pot. Deci să mă pregătesc mai bine înainte să intru acolo. Ceea ce n-am mai făcut de mult, deci se vede că n-am mai jucat de foarte, foarte mult timp Minecraft Survival. Dar e ok, că jucăm acum. Deja am... Cred că fac roze destul iron destul de ușor, vedeți? Uite niște gold. Interesant locul, nu? Da, super tare. Hai să vedem ce facem cu goldul ăsta. Văd că e ceva gold aici. Cu toate, cred că pot găsi o întrebuințare, poate o pereche de... Cred că o cască aș putea face din el. Sau poate cer villagerii pentru ceva trade maker. Super coborârea asta, de ce am făcut-o? Bine, mă așteptam să găsesc ceva aici jos, da? Se apare, n-am găsit nimica. Nu-i nimica. Mergem sus. Bun, trebuie să mâncăm acest carrot. Mai mâncăm o dată. Și trebuie să mai găsim. Nu cred că mi-ajunge deocamdată fierul pe care l-am vrut să-mi fac și sape de fier. Adică ori suntem șmecheri, ori nu mai suntem. Și prefer să fiu șmecher pentru că am văzut că dacă nu sunt, nu prea fac față. Da, hai să o luăm pe aici. Vedem ce găsim. Ha, pe aici am mai fost. Să-l batem pe ăsta. Da, de drumul de prost.
Dă-i drumul de fraier. N-am vrut bă și în tine, TNG de fraier. Dar oricum te bat. Uite drept. Cam, nici el m-a bătut. Incredibil. Deci este incredibil jocul ăsta. Deci mai e criza. Mă chinui, deci, nu pot să bat pe nimeni, fie. Am, bine, am și eu o cască și o, și o pereche de pantofi și eu vreau să bat pe toată lumea, știți, da? Logica mea nu există. Revenim, nu-i problemă. Mergem înapoi. Mergem înapoi pe el, pe mama lui. Dar tipul în fierul ăsta l-a făcut să se facă până când mă bat eu cu tipul ăla. Și atunci să-mi dau spawn point neapărat aici, ca să nu mai mă spawneze acolo. Pentru că mă ia criza. Și voi, și voi că am dormit, dar n-am mers, adică. Cred că dacă spargi. Dude, come on. Spawn point, da. Spong. Spong, spong, ha, ok. Cred că dacă mori, nu ți se mai pune. A, nu, dacă spargi patul, cred că nu ți se mai pune spawn point sau ceva. Ceva de genul, nu știu, nu m-am prins exact. Hai să batem pe tipul ăla, unde ești, mă, frere? Eu să-ți dau bătaia crâncenă a vieții tale. Deci pe aici nu. A, uite, ai mai găsit. Ăla e. Asta căutam. Foarte bine. Niște fier. Poate mai în față mai găsim niște fier, că asta mă interesează deocamdată. Nu sunt interesat de altele. Se pare că e un creeper în schimb. Ok. Te rog. Mori. Doamne, doamne, doamne. Câtă viață v-a pus pe voi, frate. Deci au nebunii mobii ăștia, sunt over OP, ce să le... Oh my god, nu mai trebuie firul ăla, lasă-l, nu mai am chef să mă mai bat, că nu mai am viață și o să mor cu siguranță. Și plec mai bine. Mai bine, iau bagajul și plec. Pe aici, pe aici. Bun. Ne luăm lucrurile astea când nu mai avem nevoie de ele. Și cred că putem să mergem acum, ieșim de tot, vedem cum o duce armura noastră. Cred că mai durează totuși pentru că am pus fier într-o din asta, într-un am pus fier într-un furnal și într-un furnal gold, deci mai durează cu siguranță, da. Avem doar 11 10. Bun. Bun, de cât timp filmăm, de 12 minute. Mai trebuie să verific chestia asta din când în când. Bun, deci mai avem 4 de-asta, 4 fier. Hai să ne descurcăm. Deci luăm ăsta rapid. Și punem acum fierul, că deja s-a făcut gold, ceea ce este surprinzător. Și punem fier aici. De cât mai avem din ăsta? Luăm jumate și punem așa, jumate aici, jumate aici. Să se miște cât mai repede. Și n-am luat ăsta. 14 avem acum. Ok. Hai să vedem. Deci ne facem armura, foarte important. Facem sabie, foarte important. Cred că pot să arunc itemele astea inutile aici. Ideea era să nu cagi, că nu cred că mai ies, dar da, nu mai ies, nu așa, că se sparg asta. Îmi răz viața. Doamne, cât de greu e jocul ăsta. Ok, bun. Avem și niște dinăști. Ok, deci avem ăsta, putem să-l punem pe noi. Și cred că n-are niciun sens să folosim goldul vreun scop. Deocamdată o să-l păstrăm acolo prăjit. Că doar how are they? Ok, și acum o să ne facem și pantalones și mergem în mină. Pentru că ce se poate întâmpla normal, nu? Bagă somn. Rapid de tot așa. Și mergem în mină să vedem cum ne descurcăm. Hai să mergem, ne-am pus aia pe noi. Nu mai știu cum se face un scut. Nu mai știu rețeta, mă rog. Nu mai o să stau să o caut sau ceva, nu mă interesează. Bun, cred că o să mai am nevoie de niște cărbuni. Deci cred că aș mai lua. Bun, deci luăm, hai să luăm cărbuni, să nu. Hai că fac așa, jumate aici, jumate aici. Și las așa, nu ne mai trebuie foarte mulți cărbuni, că e ok. Vedem naibii că nu suntem chiori. Ok, hai că am ajuns, bun. Oh, doamne. M-am așteptat la asta foarte tare. Chiar m-am așteptat la chestia asta. Da. Sunt handicapat. Noroc am keep inventory true-ul ăla, cât de prost sunt. Deci Doamne ferească Dumnezeu. Ok, hai să nu mai grăbesc. Tipul ăla mă știe. De ce și de unde? Ok, hai să sărim una pe căia asta vreau. Ok, hai să vedem cum îi batem pe ăștia. Sparge tot acolo, dar mă întreb ce chestia asta, adică nu e un copac sau ceva, probabil ar fi trebuit să fie din oraș și un bug ceva creat. Bă, dar e foarte mult lemn, adică pe mine nu mă deranjează, eu pot să fac așa.
Bam, și am luat pe tot. 44. Simplu. Nu? Așa. Oh, da chiar. Merge și pe din astea. LOL, asta e tare. Da, asta e tare, asta îmi place. E tare modul. E un mod foarte tare și foarte folositor. Decât să mă vedeți pe mine cum stau și sparg fiecare bloc și that's not fun at all. Uite, cu chestiile astea puteam să-mi fac backpack data trecută, dar de eu de unde să știu că eram prostuț eu. Bun. N-am mâncare la mine, ceea ce e foarte nașpa, numai decât câteva mere. Dar vedem noi cum facem. Bun. Uite așa. Mi le-a dat, nu? Da, mi le dă din câte văd. Mi le dă instant, nu mai trebuie să mă plimb eu după ele, ceea ce e foarte tare. Hai să vedem dacă pe aici mai continuă mina într-un loc interesant. Și se pare că, aparent, nu, chiar nu mă așteptam la chestia asta. Ba, da, mă așteptam și chiar îmi ba picioarele în ea de mină. Dar, bă, nicăieri nu mă duce, mă, vreau și să mă duc într-un loc mai așa, mai șmecher, sofisticat. Bum. În schimb, luăm toate astea noi. Și ne facem torțe de toate astea pe care le avem. De ce am auzit chestii? A, tu ai făcut, mă, zgomotul ăsta. Păi de ce ești în apă aici, scuidule? Pare rău de tine, eu nu vreau să te rănesc, da? N-am de ales, n-am încotro. Ok, acum că avem destul de mult, aș vrea să spargem așa. Nu, nu merge. Uite, asta e nașpa. Că nu, mamă, ce mă sperie scuidurile astea cu sunetele lor. Sunt creepy rău. Sunt creepy as fuck. Și ce ar merge? Să fac asta, că arată șmecher când am chestiile acolo. Nu știu, mie îmi plac. Sunt simpatice. Bun, acum că avem niște de ăsta, mergem sus. Bun. O să trească să căutăm mine mai mari de atât. Asta este o bășină de mină. Dar e ok că e aproape, gen. De fapt, cred că pot să fac căutări și explorări din mina asta. Din mina asta în alte mine. Chiar cred că pot chestia asta. Destul de izileanu. Dacă mă chinui un pic. Uite așa. Da, uite, easy, așa mi s-a părut și mie. Bun. Hai că am terminat cu astea. Avem și mâncare acum, foarte bine. Pune jumate într-unul, jumate în... Da, jumate în altul. Avem și papa. Și avem și foarte multe chestii. Uite, spre exemplu, tot Acacia Wood-ul ăsta. Și putem să punem jumate fier aici. Jumate fier aici. Și, da, cam atâta. Mulțumesc mult de tot pe atenția acordată. Eu am fost Alex, nu ne vom vedea data viitoare. Peace!